Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 14. Citim de la versetele 13 la 16. Evanghelia după Matei, capitolul 14, pagina în Biblie 940. Cuvântul Domnului spune în felul următor, îl puteți urmări și pe ecran, cei ce sunteți cu mine în casa Domnului sau pe internet. Să-l ascultăm. Iisus, când a auzit vestea aceasta, că Ioan Botezătorul a fost executat de Irod, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Amin. Cuvântul Domnului ar trebui să fie în orice vreme bucuria noastră, sfătuitorul nostru, mângâierea noastră, pricina noastră de înțelepțire. Pasajul pe care l-am citit astăzi ne readucem aminte de această întâmplare istorică în care împăratul Irod, bețiv, afemeiat, lipsit de personalitate, a executat pe Ioan Botezătorul, un om sfânt, un om integru, un om de caracter. 400 de ani înainte de acest eveniment, profetul Maleahi, în capitolul 3 cu versetul 1, a vorbit deopotrivă despre Ioan Botezătorul și despre Iisus Hristos. Este pentru prima dată când aceste două personalități ale lumii, ale lumii noastre, sunt prezentate în Biblie. Iată, acum că s-au născut, la diferență de 6 luni, Ioan Botezătorul este mai mare cu 6 luni în termeni omenești vorbind, dar Ioan Botezătorul acum este omorât. În timpul vieții sale, Iisus Hristos cataloguează sau numește pe Ioan Botezătorul drept cel mai mare dintre toți profeții, Luca 7:28. Și aceasta nu pentru că Ioan Botezătorul a rostit cele mai mari profeții, nu, ci pentru faptul că este singurul dintre profeți care a avut acest har și această călăuză a Duhului Sfânt, să-L vadă pe Iisus Hristos pe verișorul său și apoi să spună, inspirat de Duhul Domnului, acesta este Mielul lui Dumnezeu, acesta este Mesia. Este un curaj extraordinar să-i spui unui om de Dumnezeu. Ioan are harul acesta, de aceea este cel mai mare dintre toți prorocii, pentru că el l-a cunoscut, l-a prezentat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Una dintre trăsăturile fundamentale ale caracterului lui Ioan, care au rămas peste timpuri și ar trebui să caracterizeze pe fiecare dintre noi, este această lepădare de sine extraordinară. În Ioan capitolul 3 cu versetul 30, atunci când ucenicii de al lui Ioan Botezătorul au venit la el și au zis, nu ești gelos? Cel ce se numește Iisus și despre care tu ai spus că este Mielul lui Dumnezeu, botează mai mulți decât tine? Vezi, dumneavoastră, între oameni întotdeauna este gelozie. Predică mai bine, cântă mai bine, se roagă mai bine, are business mai bun, are casă mai bună, stă într-o zonă mai bună. Oamenii imediat cad în gelozie. Nu Ioan Botezător. El rostește acele cuvinte memorabile. Trebuie ca el să se înalțe, iar eu să mă micșorez. Sunt rare cazuri de caracter atât de profund, caracter pozitiv,
cum dă dovadă Ioan Botezătorul. Dar Ioan Botezătorul din nou, el este mort, el este executat. Și când Iisus Hristos aude această veste, se duce din partea în care se află, trece peste Marea Tiberiadei, peste lacul Genezaret, să plece de partea cealaltă sau trece pustiul mai degrabă. Mulțimile însă nu-l scapă pe acest Iisus Hristos. Pentru că au văzut, în ciuda faptului că Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre profeți, Iisus Hristos nu are egal în niciun aspect al vieții. Nimeni nu vorbește ca El, nimeni nu are puterea Lui, nimeni nu face minunile Lui, nimeni nu atrage mulțimi cum atrage El. Și acum se duc după El pentru că îi sorb cuvintele. Mulțimile sunt fascinate de glasul lui Iisus, de simplitatea, dar în același timp de profunzimea adevărului pe care El îl rostește. Și iată că acolo unde se găsesc a înserat. Ziua este petrecute, oamenii sunt flămânzi. Oamenii nu au încotro să meargă și în această situație de criză, apostolii Domnului au venit cu o soluție. Soluția apostolilor la foame, la mântuire, la hrană, la odihnă a fost aceasta. Iisuse, dă drumul mulțimilor să meargă prin sate. Poate se vor descurca. Vor găsi ceva resurse. Soluția lui Iisus Hristos însă este una diferită. Versetul 16, partea 1 spune, n-au nevoie să plece. În seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, pentru dumneavoastră cei de la internet sau cei ce veți asculta prin mijloace electronice acest mesaj, voi veni cu un mesaj pe care l-am intitulat, nu-i timp de plecat. Nu-i timp de plecat. O spune Iisus Hristos. O spun și eu. Și trebuie să o înțelegem bine în seara aceasta. Trebuie să înțelegem bine la acest mesaj. Astăzi, în momentul acesta. Nu-i timp de plecat de lângă Iisus. Nu-i timp de plecat din biserica lui Hristos. Nu-i timp de plecat când ți se oferă ocazia să fii mântuit. Nu-i timp de plecat când ți se oferă ocazia să fii schimbat, să fii transformat, să fii înnoit, să fii binecuvântat. De ce? Pentru trei motive care sunt bine înviderate în acest pasaj biblic. Primul, nu este timp de plecat de lângă Iisus pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, lumea noastră este un pustiu. Lumea noastră este un pustiu. Versetul 15, partea a doua din capitolul 14 aici în Matei spune, locul acesta este pustiu. Unde să te duci? Unde să pleci în pustiu? Noi cei care locuim și trăim aici în California, numit statul de aur al Statelor Unite, este un loc râvnit de multă lume. Este un loc râvnit de vecinii noștri. Este o știre prea obișnuită pentru locuitorii Californiei, pentru autoritățile Californiei să găsească oameni morți în pustiul Californiei. Trec peste graniță, vor să ajungă aici. Vor o viață mai bună. Sunt furați de mirajul acesta, California. Și vin aici, dar n-au resurse. Nici măcar resurse de apă. N-au resurse de adăpostire. Într-o căldură care te dehidratează într-un timp foarte scurt și mai ales dacă faci efort fizic, oamenii își pierd cunoștința și mulți, în căutarea unui vis pe care să-și-l realizeze, mor în pustiu, în drum spre locul fericirii, spre El Dorado, dacă vreți. Lumea noastră este un pustiu, de aceea întrebarea este, unde vrei să te duci? Unde vrei să mergi când, practic, tu stai lângă binecuvântare? Când noi stăm lângă sursa vieții? Când stăm lângă sursa tuturor lucrurilor? După cum spune unul din psalmiști, toate izvoarele mele sunt în tine. Când știi că binecuvântarea vine de la Dumnezeu, când știi că pâinea vine de la Dumnezeu, când știi că protecția vine de la Dumnezeu, când știi că viața vine de la Dumnezeu, când știi că sănătatea vine de la Dumnezeu, când știi că pacea vine de la Dumnezeu, când știi că Dumnezeu poate să-ți dea un caracter sfânt, un caracter frumos, unde vrei să mergi? Încotro vrei să te duci? În primul rând, uite-te în jurul tău, oamenii arată ca un pustiu. De aceea, unde vrei să mergi? La cine vrei să alergi?
Oamenii n-au nicio resurse să docau, au resurse foarte reduse. Oamenii nu sunt productivi dacă vrei să alergi la ei. Oamenii n-au perspective. Individual nu au un viitor. De aceea sunt lăsați pradă întâmplării, pradă neștiutului, necunoscutului. Nu că în relațiile noastre cu oamenii nu putem beneficia de binecuvântări sau de facere de bine. Nu, nu spun lucrul acesta. Dar când este vorba de fericire absolută, când este vorba de binecuvântare absolută și mai ales când este vorba de mântuire, oamenii arată ca un pustiu. Nu pot să-ți oferă nimic. Idolatrie, religiozitate, bună oară fapte bune și tot felul de lucruri și de teorii care bună oară să încălzească mintea și inima oamenilor. Este tot ceea ce oamenii pot să oferă. Însă dincolo de aceste cuvinte frumoase, dincolo de aceste oferte frumoase, puterea oamenilor este puterea pustiului. Promisiunile lor sunt promisiuni care omoară. Promisiunile lor și perspectivele lor sunt perspective care ne norocesc. Promisiunile lor și planurile lor sunt planuri care te îndepărtează de Dumnezeu. De aceea, nu-i timp de plecat. Nu-i timp de părăsit pe Domnul. Nu-i timp de plecare din biserică. Nu-i timp de a întoarce spatele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, lumea în general arată ca un pustiu. Lumea în care noi trăim este o lume limitată în resurse. Care este plângerea zilelor de astăzi? Este criză. Este criză? Este criză. De exemplu, ca să mă înțelegeți ceva puțin mai bine, când America a intrat în criză, în această ultimă criză în care noi trăim, călătorind în Europa, românii, care n-au trecut niciodată prin experiențe de felul acesta unei piețe libere, unei democrații, au zis, la noi nu o să vină așa ceva, frate Gog, niciodată. Dar unde este la ora actuală? Totul este oprit. Totul este blocat. De ce? Resursele lumii sunt limitate. Chiar dacă ar fi abundență, lumea nu le știe administra. Lumea nu știe ce să facă cu ele. Nu știe cum să le administreze. Potențialul lumii acestei este ca un pustiu. Când crezi că ai realizat cel mai mare lucru, atunci te ruinezi. Atunci se opresc toate lucrurile, atunci se oprește business-ul, atunci se oprește școala, atunci se oprește sănătatea. Când vrei să mergi și să ajungi în punctul cel mai mare în lumea aceasta, știi foarte bine și știu foarte bine. Tocmai atunci se oprește fericirea ta, se oprește fericirea mea. Ai căzut, te-ai îmbolnăvit, a plecat cineva de lângă tine. Te-a înșelat cineva, ți-a întors spatele, pentru că potențialul lumii acestei este un potențial redus. Apoi este perspectiva acestei lumi, o perspectivă redusă. O perspectivă redusă. Dacă vrei să-ți faci planuri mari în lumea de astăzi, fă-ți o socoteală clară, fă-ți o socoteală bună. Învață să gândești profund, învață să gândești adânc, nu ca să te insuli că nu gândești sau nu faci lucrul acesta, dar pentru că știu că îți dorești binele și îți vrei binele. Fă-ți o socoteală mai serioasă de data aceasta. Crezi că-ți oferă lumea aceasta oportunitățile pe care tu le visezi? Crezi că-ți oferă oamenii de lângă tine, fără de Dumnezeu, să te realizezi în visul pe care tu îl ai? Nu-i timp de plecat. Nu-i timp de întors spatele lui Dumnezeu. Nu-i timp de întors spatele la glasul Duhului Sfânt care îți vorbește în conștiință. Nu-i timp de întors spatele, frați și surori, doamnelor și domnilor, la dragostea lui Dumnezeu care te cheamă și care mă cheamă. Nu-i timp de întors spatele Bisericii lui Hristos pentru că cineva a avut o experiență negativă cu Biserica lui Hristos. Te-ai dus la doctor și ai avut experiență negativă. Te duci și a doua oară, nu este așa? Și a treia oară. Dacă ai nevoie, vină la Domnul în fiecare zi și vină la Domnul în fiecare clipă. De ce? Pentru că cea de-a treia dimensiune în acest prim gând este acesta. Nu este loc pustiu lângă Iisus. Lângă Iisus nu este un loc pustiu. Orice loc unde El este prezent devine o grădină binecuvântată. Orice om lângă Iisus Hristos are un potențial și este un potențial binecuvântat. Aduceți-vă aminte când Mântuitorul Iisus Hristos s-a întâlnit cu Petru.
O fire agitată, o fire care întotdeauna le ia gura pe dinainte, o fire care vorbește și apoi gândește, așa cum sunt cei mai mulți astăzi. Întâi își dau drumul la gură și după aceea își dau seama ce au spus. Întâi fac ceva și după aceea se gândesc, o, nu trebuia să fac așa, nu trebuia să gândesc așa, nu trebuia să mă duc așa. Dar Iisus Hristos când s-a întâlnit cu El și când se întâlnește cu tine și când se întâlnește cu mine, a spus, vină după mine și eu te voi face. Pentru că atunci când Iisus Hristos te privește în ochi, El vede până în sufletul tău. El nu vede numai amărăciunea în care ești, nu vede numai neputința în care te afli, nu vede numai caracterul slab pe care îl ai sau îl am în momentul în care se uită la tine sau la mine. Dumnezeu vede ce poate să facă cu tine, ce poate să facă cu mine. Vină după mine. Și eu te voi face. Dar sigur că trebuie să asculți. Lângă Iisus Hristos, oricine are un viitor. Oricine are un viitor. Și un viitor și aici pe pământ, dar mai ales un viitor etern. Lângă El, oricine are pâine. Lângă El, oricine are apă. Lângă El, frați și surori, doamnelor și domnilor, ne sunt date toate lucrurile. Vă aduc aminte ceea ce spune Marele Apostol Pavel în Romani 8:32. Dacă Dumnezeu n-a cruțat pe singurului Fiu și L-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile, nu numai o parte din ele, toate. Toate. De aceea, nu-i timp de plecat. Nu-i timp de plecat pentru că dacă pleci, unde te duci? Lumea noastră arată ca un pustiu. Dacă vrei să-ți cauți fericirea, dacă vreau să-mi caut fericirea, dacă încă cauți și scotocești în lucrurile lumii acesteia, ai să fii dezamăgit. Te vei trezi ca oamenii aceia care trăiesc în lumea săracă. Vedeți cum este împărțită lumea noastră? De multe ori vezi aceste scene îngrozitoare la televiziune, în show-uri, când arată despre viața din diferite părți ale lumii. Oameni care se duc și mănâncă în gunoi. Scotocesc tot timpul la locul unde se aruncă gunoaile. Este umilirea și înzoșirea semenului nostru, a rasei umane. Pentru că lumea aceasta, este, fără de Dumnezeu, este ca un pustiu. N-are nici idei sănătoase, n-are nici politică sănătoasă, n-are nici religie sănătoasă, n-are nimic sănătos. Totul este pustiu în lumea aceasta. Dar în lumea aceasta te poți întâlni cu Iisus Hristos. În pustiul de acolo, mulțimea aceasta s-a întâlnit cu Iisus Hristos și a spus, nu trebuie să plece, să stea lângă mine și vor vedea cerul deschis. Nu trebuie să se ducă, să stea lângă mine și am să deschid stânca să le dau apă să bea. Nu trebuie să plece, să stea lângă mine și am să fac drum prin mare. Nu trebuie să plece, să stea lângă mine și am să fac minuni. Le voi vindeca bolnavii, le voi vindeca familia, le voi vindeca relațiile, le voi da îndurarea mea, le voi da un viitor pe care nimeni nu poate să le ofere în lumea aceasta. Dar trebuie să stai lângă El. Dar trebuie să stai lângă El. Lumea noastră arată ca un pustiu. De aceea te sfătuiesc, după cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, nu-ți vorbi sufletului tău, nu-ți vorbi conștiinței tale, nu-ți vorbi inimii tale zicându-ți, mă duc, încă las pe Dumnezeu, încă întorc spatele lui Iisus, pentru că n-ai unde să mergi. Cel al doilea motiv pentru care nu-i timp de plecat, pentru o spune Iisus Hristos, este prea târziu, frați și surori. Este prea târziu ca să pleci. Uitați-vă la versetul 15, partea 1 și partea a 3-a, versetul din Matei 14. Când s-a înserat. Unde să plece când s-a înserat? Și apoi partea finală a versetului spune, și vremea iată că a trecut. Și vremea iată că a trecut. Este târziu deja. Este târziu pentru noi toți. De ce? De ce este târziu? Pentru că vine Domnul Iisus Hristos. De ce este târziu? Pentru că tu și cu mine vom muri. În primul rând, este prea târziu pentru a mai întârzia. Este prea târziu pentru a mai întârzia în împăcarea cu Mântuitorul, în intrarea în Biserica lui Hristos, în ascultare de Dumnezeu, în umblare în neprihănire. Este prea târziu pentru a mai întârzia. Pentru că dacă te uiți împreună cu mine în paginile Sfintelor Scripturi, vei vedea următoarele adevăruri. Este prea târziu. De ce? Pentru că pentru unii, distanța dintre viață și moarte sau groapă este doar numai de un pas. 1 Samuel 20:3.
Pentru alții, distanța dintre viață și moarte este cât un la de mână. Psalmul 39 cu versetul 5. Pentru alții, distanța dintre viață și moarte este un abur, Iacob 4 cu 14. Pentru alții, distanța dintre viață și moarte este o clipă, 2 Timotei 4 cu 6. Iar pentru alții, cum spune Iov, în Iov capitolul 7 cu versetul 7, distanța dintre viață și moarte este doar o suflare. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați prieteni voi de la internet, oricine ascultă, nu mă ascultă pe mine, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, este prea târziu pentru a mai întârzia. Ai făcut un pas și nu-i mai ești. Ai făcut o suflare și pe-a doua nu mai faci. Ai vrut să pleci și n-ai făcut nici distanță cât un lat de mână. Ai vrut să planifici ceva glorios. Și așa cum dispare aburul, mai ales când este rece și se vede aburul pe care îl expire afară și a dispărut imediat, așa dispare și viața. Este târziu să mai întârzi. Este târziu să întorci din nou spatele lui Dumnezeu. Este târziu să nu asculți. Este târziu să nu-ți pleci urechea la cuvântul lui Dumnezeu. Este târziu să-ți închizi inima la glasul lui Dumnezeu. Prea târziu pentru a mai întârzia în mântuire. Prea târziu pentru a nu te ruga Domnului. Prea târziu pentru a nu-ți împlini juruințele. Prea târziu pentru a nu te opri din păcat. Prea târziu pentru a mai face tot ce vrei. Prea târziu pentru a nu auzi nici de data aceasta invitația de milă și iertare pe care ți-o face Domnul Dumnezeul Scripturilor. Prea târziu pentru a nu te împăca sau ierta. Iartă-ți soțul, iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți fiica, iartă-ți fiul, iartă pe semen. Este târziu să nu faci lucrul acesta. Este prea târziu pentru a te mai socoti dacă acum e timpul să te pocăiești. Este prea târziu să mai folosești scuze din istoria ta cu oameni pentru a nu te împăca cu Dumnezeu și noi intra în Biserica lui Hristos. Este prea târziu ca să te mai joci în ascuns cu păcatul și neascultarea ta de Domnul, de părinți, de prieteni, de oameni lui Dumnezeu și de slujitori. Este prea târziu. Este prea târziu să nu-ți schimbi caracterul și obiceiurile păcătoase cu care dăm voie să-ți spun un lucru și o să te surprindă, dar este în Biblie. L-ai chinuit pe Dumnezeu. Dumnezeu care este absolut, este chinuit de un singur lucru, de păcatul tău, de păcatul meu. În Isaia capitolul 43 cu versetul 24, Domnul vorbește și îi spune lui Israel, când ți-am cerut eu să-mi aduci tu jertfele pe care vrei să mi le aduci? N-am nevoie de sângele taurilor și berbecilor și miilor tăi. Dar nici acele nu mi le-ai adus. În schimb, spune Dumnezeu, tu m-ai chinuit cu păcatele tale. Puneți Isaia 43 cu 24 acolo să citească oamenii, pentru că nu știu că Dumnezeu poate fi chinuit. Însă tu m-ai chinuit cu păcatele tale. Iar Maleahii 2 cu 17 spune, tu mă obosești cu neascultarea ta. Mă obosești cu amânarea ta. Da, puneți acolo, Isaia 43 cu 24. Să citească poporul Domnului, să vadă. Dar tu m-ai obosit, m-ai chinuit cu păcatele tale, m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Tineri și tinere. Frați și surori, businessmen, păstori, părinți, copii, citiți bine cuvântul acesta. Este prea târziu să nu ne mai oprim din aceste lucruri. Este prea târziu să nu ne oprim din aceste lucruri. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, este încă loc pentru minuni în acest ceas târziu. Este încă loc pentru minuni în acest ceas târziu. Ucenicii au zis, vremea a trecut, este seară, nu mai există resurse, nu mai există posibilitate. La această oră din zi, restaurantele sunt închise, hotelurile sunt închise,
Totul este închis. La orice oră din zi și noapte nu-i târziu să ai experiențe minunate cu Mântuitorul Iisus Hristos. Nu-i târziu. Dacă te încrezi în El, El te cercetează dimineața. Dacă te încrezi în El, te cercetează la amiază. Dacă te încrezi în El, te cercetează seara. Dacă te încrezi în El, te cercetează de la miezul nopții. Pentru că dacă există pe pământ și avem prieteni care la prima cerere ne întorc spatele, la a doua ne închid telefonul și la a treia nici nu vor să ne mai audă, Iisus Hristos este prietenul de la miezul nopții. Nu-L deranjează că-i cer o pâine, nu-L deranjează că-i cer trei pâini, nu-L deranjează că-i cer viață, nu-L deranjează că-i cer sănătate, nu-L deranjează să-i cer nimic. Vrea să-L asculți. Vrea să-L asculți. Și de aceea spune, bate și îți voi deschide, caută-mă și mă vei găsi, cere și îți voi răspunde, pleacă-te înaintea mea și am să te binecuvântez, am să-ți umplu casa, am să-ți umplu hambarele, am să te binecuvântez, să-ți arăt lucruri pe care, cum spunea lui Ieremia, tu nici nu le visezi, tu nici nu le visezi. Nu-i târziu pentru minuni cu Dumnezeu, nu-i târziu. Minunea mântuirii a cât mai mulți este astăzi, acum. Minunea arătării lui Iisus printre noi este acum, frați și surori. Minunea înmulțirii puținului și nesemnificativului, 5 pâini și 2 pești. Ce este aceasta la atâția oameni? Ce este aceasta? Nu cu Dumnezeu. Nu cu Dumnezeu. Pentru că dacă El este în stare să creeze totul din nimic, dacă El poate să cheme lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și aceste lucruri le ascultă, dacă tu ai o sticluță cu un de lemn, dacă ai un pumn de făină, dacă mai ai un dolar în casă, un leu în casă, dacă mai ai un euro în casă, Dumnezeul nostru poate să le înmulțească și o face. Și o face. Nu-i târziu pentru minuni, dar poporul Domnului nu trebuie să mai umble prin pustiu. Nu trebuie să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Dacă vrei să te binecuvinteze Dumnezeu și să ai o familie sănătoasă, trebuie să te oprești din păcat. Trebuie să te oprești din nemulțumire, trebuie să te oprești din murmuri, trebuie să te oprești din a întoarce spatele lui Dumnezeu și a încerca să-ți rezolvi singur problemele. Problemele nu le poți rezolva singur. Este unul singur care este stăpân pe probleme. Este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Trebuie să vii la El. Nu-i târziu. El face minuni. Utilizează nesemnificativul, un băiețel, cu un băiețel a binecuvântat o mulțime. Nu-i prea târziu pentru vindecarea ta divină, nu-i prea târziu pentru vindecarea relațiilor tale de familie, nu-i prea târziu să facă minunea vindecării business-ului tău, nu-i prea târziu să facă minunea păcii în casa ta, nu-i prea târziu să facă minunea protecției tale într-o lume plină de minciună, de terorism și de neîncredere. Nu-i prea târziu, frați și surori, nu-i prea târziu, tineri și tinere, să fiți binecuvântat, să întemeiați și voi o familie după voia lui Dumnezeu. Nu-i prea târziu, dar v-ați luat viața în mâini, v-ați luat planurile în mâini. Ați întors spatele lui Dumnezeu, azi sunteți aici, mâine în Chicago, poi mâine în altă parte și ați spus, ne descurcăm singuri și vă încurcați și vă afundați. Dar opriți-vă astăzi, opriți-vă în seara aceasta, că nu-i târziu, Dumnezeu este aici să facă minuni. Unde El este prezent, este binecuvântare. Unde El este prezent, este viață. Unde El este prezent, cel rău cade în leșin. Unde El este prezent, este trimis în adânc înainte de vreme. Unde El este prezent, cel rău îl întreabă. Vrei să mă chinuiești înainte de vreme? Lasă să-L chinuiască pe cel rău și pe tine să te binecuvânteze. Și nu-L chinui tu pe Domnul cu neascultarea ta, cu păcatele tale, întorcând spatele lui Dumnezeu. Nu-i prea târziu să-ți dea o pâine binecuvântată, ca în somn. Psalmul 27 cu versetul 2. Nu-i prea târziu pentru cei ce se încrede în El să facă minunea transformării vrăjmașilor și opozanților tăi în prieteni. Proverbe 16:7. Nu-i prea târziu să facă minunea luminării tale în cel mai dens întuneric în care te afli. Potrivit Psalmul 112 cu versetul 4, pentru că Dumnezeul nostru este lumină. Unde vrei să mergi? Cum vrei să-ți rezolvi viața? Cum vrei să-ți rezolvi problemele? Cum vrei să-ți rezolvi viitorul? Cum vrei să-ți rezolvi familia? Cum vrei să-ți rezolvi viața? Cum vrei să-ți rezolvi relațiile de familie, business-ul, școala, viitorul tău, căsătoria ta, viața ta, sănătatea ta? Nu-i timp de plecat.
Pentru că lumea noastră arată ca un pustiu. Unde vrei să mergi? Nu-i timp de plecat, pentru că este prea târziu să mai pleci, să faci ce vrei. Și apoi, frașesorilor, în al treilea rând, nu plecați în sate pentru fericire. Nu plecați în sate pentru fericire. Matei, capitolul 14, cu versetele 15, partea finală și versetul 16, iau zis ce spun apostolii. Uite, de multe ori și oamenii de Dumnezeu au soluții ciudate, soluții interesante. Dă drumul norodelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare, când totul era închis. Versetul 16. N-au nevoie, le-a răspuns Iisus. Nu e nevoie să pleci. Nu e nevoie să pleci. Lumea noastră, pe de altă parte, arată ca un sat dărăpânat, neasfaltat. Să seamănă cu satele din România. Plin de gropi, plin de gunoaie. Haideți să ne uităm, în primul aspect, la fața reală a statului numit lume. Fața reală a satului numit lume. 6 lucruri sunt în satul acesta, numit lume. Primul este pofta firii pământești. 1 Ioan 2:16. B, partea a doua. Toată lumea fuge după carne. După pofta cărnii. După satisfacția cărnii. Sex, băutură, fumat, mâncat. Și de multe ori, cele mai multe lucruri oamenii le fac nelegitim, ilegal. În mașină, cu femeia altuia, cu soțul altuia, în locuri interzise, este pofta firii pământești. Asta este în satul acesta numit lume. Apoi este pofta ochilor. 1 Ioan 2:16. Ce? Tot ce vedem ne trebuie. Tot ce vedem ne trebuie. Asta e pentru mine. Asta e pentru mine. Asta e pentru mine. De câte ori nu trebuie să facem ordine în garajele noastre și în dulapurile noastre și în closeturile noastre și să le scoatem afară, să le punem la Salvation Army, să le ducă. Frașii și surori, ești true? N-am auzit. E drept? Cumpărăm și dacă nu ne trebuie. Și dacă nu avem bani, avem credit card. Pofta ochilor. În satul acesta este lăudăroșia vieții. 1 Ioan 2:16. Ai văzut? Ai văzut? Eu am ultimul model. Foarte bine. Ai putut să-l cumperi. Ai putut să-l cumperi. Eu am ultimul model. Este mândrie. Mândria care l-a detronat pe diavolul din preajma tronului lui Dumnezeu, pe Lucifer. Fiecare vrea să fie cineva, vrea să fie ceva. Eu sunt cel mai bun păstor, eu sunt cel mai bun predicator, eu sunt cel mai bun cântăreț, eu sunt cel mai bun businessman, eu am casa cea mai bună, eu am viața cea mai bună, eu am școala cea mai bună, eu am realizările cele mai mari. Este mândria vieții. Și de multe ori mândria vieții te îndeamnă la compromis. La compromis. În satul acesta numit lume, sunt necazuri. Ioan 16:33, partea a doua, cuvântul Domnului ne spune, în lume veți avea necazuri. Deci, e dragul meu, unde vrei să fugi? La ce vrei să fugi? Toată lumea fuge de necazuri. Tu fugi spre ele. Când n-ai ascultat de Domnul, fugi spre necaz. Când ai întors spatele lui Dumnezeu, fugi spre necaz. Când n-ai ascultat de părinți, fugi spre necaz. Când asculți de păstorii bisericii, fugi spre necaz. Și tu ai zis, m-am simțit bine. Nu cred că te-ai simțit bine. Nu cred că după ce te-ai simțit bine, conștiința te arde ca un foc. Nu te-ai simțit bine. Nu te-ai simțit bine. Și apoi dacă te duci și spui la cineva, mă simt așa de prost, nu o să te mai contrazică nimeni niciodată.
În satul acesta, numit lume, este trudă și durere. Psalmul 90 cu versetul 10. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se alege omul ce este? Trudă, durere. În satul acesta numit lume, de aceea unde vrei să fugi? Nu pleca în sat ca să-ți cauți fericirea. În satul acesta numit lume, plăcere dacă găsești este numai de o clipă. Este numai pentru o clipă. Evrei 11, 24 la 25. Atâta e plăcerea. De o clipă. Și după aceea este coșmarul. După aceea este frica de a fi descoperit. După aceea este frica de a-ți pierde demnitatea. După aceea este frica de a trăi o viață dublă. Datorită acestui adevăr, frați și surori, doamnelor și domnilor, veniți chiar acum la Iisus. Veniți chiar acum la Iisus. Versetul 18 din Matei, capitolul 14. Și El, Iisus, le-a zis apostolilor săi, aduceți-i aici, la mine. Vrei să-ți capezi fericirea? Vrei să-ți capezi binecuvântarea? Haidem la Iisus. Veniți la mine, aici, în biserica celor născut din nou, nu într-o biserică nominală. Pentru că dacă ești aici în seara aceasta și îmi spui, o, eu mă duc la biserică, eu mă duc la ortodox, eu mă duc la catolici, eu mă duc la baptiști, eu mă duc la penticostali, that's nothing. E nimic. Dacă în biserica în care te duci, numai numele este de creștin, dar tu înjuri, blastem, întorci spatele lui Dumnezeu și crezi că tradițiile tale și obiceiurile tale te mântuie, dă-mi voie să-ți aduc aminte ce spune Sfântul Apostol Petru. Ajunge! Ajunge! Că în trecut ați moștenit de la părinții voștri chefuri, beții, destrăbălări și tot felul de lucruri neîngăduite. Dacă vrei să stai în biserică, biserica în care trebuie să stai trebuie să fie o biserică născută din nou. Și născută din nou însemnează transformată de Dumnezeu, transformată de cuvântul lui Dumnezeu, transformată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un om născut din nou nu trăiește cum vrea el, nu vorbește cum vrea el, nu face business cum vrea el, nu se duce ascuns cum vrea el, nu face lucruri ascuns cum vrea el sau ea. Un om născut din Dumnezeu ascultă de Dumnezeu. În această carte din care îți vestesc cuvântul adevărului pentru tine și pentru mine care predic, în primul rând scrie, cine e din Dumnezeu, ce face? Ne ascultă. În seara aceasta vreau să te pun la mijloc, la colț. Poți să fii tu cine vrei. N-asculți? Trebuie să spun, nu ești din Dumnezeu. Deci întoarce-te la Domnul, vino azi, vino în preajma Lui. Aici în casa sa, Matei 21 cu 13, casa sau biserica lui Dumnezeu se numește casa lui Dumnezeu. Când ești în casă, cu familia, nu poți face ce vrei în casă. Pentru că nu-ți poți ofensa familia, nu-ți poți ofensa părinte, nu-ți poți ofensa soția, nu-ți poți ofensa soțul. Acolo trebuie să fie armonie. Aici, unde se dă cea mai mare petrecere, toată lumea este în căutare de bine, toată lumea este în căutare de petrecere. Frașii, surori, doamnelor și domnilor, cea mai mare petrecere este în casa lui Dumnezeu. Cea mai mare petrecere este în casa lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum arată această petrecere și ce este în petrecerea aceasta, în banchetul acesta pe care îl dă Dumnezeu în casa Lui. Primul este grijă divină. Dacă vă uitați în Evanghelia după Luca, capitolul 15, în trei capitoli, de la versetul 1 la versetul 32, unde sunt trei pilde consecutive, pilda cu oaia rătăcită, pilda cu banul pierdut, pilda cu fiul risipitor. Dacă ne uităm în această pildă, în această pildă ni se spune adevăratul banchet care este în casa lui Dumnezeu. În primul rând, este grijă divină, pentru că cuvântul Domnului spune, dacă și-a pierdut păstorul acesta oaia, se duce și o caută și o pune pe umeri, o pune pe umeri. N-aș vrea să mă știu nicăieri, n-aș vrea să mă știu nicio altă parte decât să știu să am această confidență tot timpul. Lazare, tu încă ești pe umerii lui Hristos, ești pe umerii lui Dumnezeu. Vedeți cât de bine se simte un copil dacă te iubește, vine la tine și îl pui pe umeri, nu? Ce bine se simte și în ce siguranță.
Ai această ocază, fiindcă ești copilul Domnului, să stai pe umerii lui Dumnezeu. În cuvântul Domnului din profetul Isaia, capitolul 46, versetele 2 la 4, Dumnezeu spune aceste cuvinte. Ascultă-mă, Iacube, ascultă-mă, Israele, să asculte biserica lui Dumnezeu. De ce vrei să căutați pace și fericire în altă parte? Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. De la nașterea, de la originea voastră și până la bătrânețe v-am purtat pe umeri și tot voiesc să vă mai port. Dacă vrei să te bucuri, stai cu Dumnezeu. Stai cu Dumnezeu. Este grijă divină, este sfințenie divină în banchetul acesta. Luca 15, versetele 8, la 10, versetul 8, curățește casa, este sfințenie divină. Poporul Domnului trebuie să fie un popor sfânt. Sfânt în cum vorbește, sfânt în cum se îmbracă, sfânt în cum privește, sfânt în relațiile lui, sfânt în toate lucrurile, sfânt în curtenie, sfânt cu soția, sfânt cu soțul, sfânt cu păstorii, sfânt în business, sfânt în umblare, sfânt la condus și avem grijă de degete, le ținem pe volan. Yes. Banchetul pe care îl dă el este un banchet cu inele. Toată lumea caută aur, nu? I-a pus inel în deget. La banchetul lui Dumnezeu este autoritate. Că inel în deget înseamnă autoritate. Înseamnă autoritate. La banchetul lui este haina cea mai bună. Înseamnă poziție privilegiată. Când Iosif a avut haina cea mai bună, a însemnat poziția cea mai bună în familie. Când Domnul te-a îmbrăcat în Hristos și te-a îmbrăcat cu Duhul Său cel Sfânt, ți-a spus, ești copilul meu, ești preiubitul meu. În banchetul lui se dă, deci ținuta este încălțămintea cea mai bună. I-a pus încălțăminte nouă în picioare, Luca 15:22. Înseamnă slujire înaltă. Banchetul lui înseamnă slujire înaltă. Isaia 52:7. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce vestesc Evanghelia. Când ești în casa lui Dumnezeu, te implici în lucru. Nu ești spectator. Nu se cântă laudele lui Dumnezeu. Și acum, și pentru dumneavoastră, cei ce sunteți în spate, dați-mi voie să vă trezesc în seara aceasta, măcar spre sfârșitul serviciului divin. Aveți monitoare în stânga și aveți monitoare în dreapta. Se cântă laudele lui Dumnezeu și stăm cu mâinile în cot și ne verificăm să vedem cine ne mai sună, pentru că am uitat să închidem telefonul. Frați și surori, suntem în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu. Banchetul mare, puțin se bucură. În casa lui Dumnezeu se taie vițelul cel îngrășat. Și ce înseamnă aceasta? Hristos, paștele noastre a fost jertfit. Și știi ce înseamnă? Hristos, paștele noastre a fost jertfit. Știi ce înseamnă? Aș dori să-ți aduc aminte. Sfântul Apostol Petru, scriind despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 1 Petru 2:24, vă rog să puneți pe ecran 1 Petru 2:24, să vezi ce banchet este acolo. Că dacă vei înțelege banchetul la care te cheamă Dumnezeu, dacă vei înțelege de ce trebuie să vii chiar acum la Domnul Iisus Hristos, vei părăsi planurile tale, ambițiile tale, ceea ce numești tu dragoste, ceea ce numești tu planuri mărețe, ceea ce numești tu lucruri mari de viitor, dar ele de fapt sunt căutate în pustiu. Uite ce scrie acolo. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Și uite ce scrie în final, prin rănile lui ați fost vindecați. Când mânci din Hristos, când mânci din Hristos, ți se vindecă inima, ți se vindecă sufletul, ți se înviorează Duhul. Coboară pacea lui în casa ta, coboară îndurarea lui în viața ta. Se coboară vindecare divină peste trupul tău, vindecare divină în sufletul tău, vindecare divină în duhul tău. Când mănânci din Hristos, când te saturi cu Hristos, când El este bucuria ta, îl fac pe Dumnezeu bucuria mea, cum spunea profetul Habacuc, când lucrul acesta se întâmplă cu tine și cu mine, cu adevărat, și nu ne întoarcem imediat apoi din nou la planurile noastre, îl ținem pe Hristos bucuria noastră, dă-mi voie să-ți spun, Dumnezeu este bucuros. Cum spune prin profetul Ieremia, mă voi bucura să le fac bine și nu rău, să-i binecuvântez și nu să-i blestem. Îl crezi tu pe Dumnezeu pe cuvânt? În concluzie, nu pleca de lângă Domnul. Vremea este prea târzie ca să mai amâni. Lumea este un loc prea pustiu ca să te satisfacă așa cum ai dorit tu. Lumea este un sat prea dărăpânat, prea dărăpânat, ca să-ți găsești fericirea. Ți se strică mașina la primul drum. Haide
la locul unde sunt străzi de aur, unde sunt porți din perle, din mărgăritare. Vino la locul unde becurile nu se mai ard, pentru că lumina este Iisus Hristos. Vino la locul unde nu te mai îmbolnăvești, pentru că mâncând din pomul vieții, din Iisus Hristos, vei trăi în veci și nu vei muri. Anii tăi vor dăinui pentru totdeauna. Vrei să ai un nume puternic, vrei să ai un viitor puternic. Pentru tine Dumnezeu a pregătit și pentru mine ceva ce depășește mintea ta și mintea mea. Nu știu câtă școală ai, nu ca să te jignesc, prea puțină școală am ca să vorbesc și vorbesc, dar ca să stai pe un scaun de domnie cu Hristos, cu Dumnezeu, cu Făcătorul Cerului și al Pământului și să cărmuiești constelațiile, universul acestuia, sunt, după ceea ce spun savanții astăzi, dacă ei spun lucrul acesta, Dumnezeu are mult mai mult. Savanții spun că în fiecare galaxie, și sunt miliarde de galaxii, și în fiecare galaxie sunt miliarde de stele, să poți tu să cârmuiești galaxiile cu 3 clase, cu 12 clase, cu 3 doctorate, cu... Come on! Dar Dumnezeu a zis, vă dau vouă cinstea aceasta. Vă dau vouă. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Nu fi un înfrânt, fi un biruitor. Nu fi un loser, unul care pierde, fi unul care câștigă. Dumnezeu te-a chemat și m-a chemat nu să pierd. Ne-a chemat să câștigăm în El și prin El. Ai zis, mă duc în sat, mă duc să mă distrez, mă duc în oraș. Te duci în pustiu, e târziu să te mai duci. Fericire nu vei găsi acolo, doar pentru o clipă. Însă cel ce se încrede în Domnul, găsește fericire eternă. Și această fericire este Iisus Hristos în noi. Speranță eternă. Amin.